Salutare! Hai, sunt Andrei și îmi place să mănânc, așa că cu asta și să ne ocupăm. Așa se numește canalul și a să mâncăm ceva din preferatele mele. Am aici din frigider 1 litru de lapte. Și am găsit la Tesco exclusiv ceva nou de la un restaurant TGI Fridays, un restaurant serios, scumpșor. Cândva am să ajung și pe la el, pentru că acum s-au deschis restaurantele și în sfârșit poate mâncat înăuntru și termin cu lista de lucruri ce mai am de cumpărat pe la magazine și mă apuc prin restaurant să mă plimb. Dar că erau la ei niște costițe și nu am vrut să iau costițe, că nu mare treaba. Și că sunt două cuptori, cake-uri, da. Și le-am cumpărat. 4 lire costă, 500 de grame au aproape 480. Și arată binișor și după descriere ar trebui să-mi placă că sunt unele din preferatele mele, chiar dacă e cuvântul ciocolată, oricum e specific. Eu m-am dus ca tare după altceva, dar le-am găsit pe acestea, mai ales că asta cam e similară, a este a două, cam un fel de... Fiecare are câte ceva din aceilalt, cu toate că și aceea am să o iau, pur și simplu era la Altescu, la asta nu era. Nu-i problemă, găsim. Așa, avem două cake-uri, copturi, torturi, tarte, cum s-ar numi, cum îmi place mie, sponge cake-uri moi, cu multă cremă. Așa, să începem cu asta, probabil că el după ingrediente, în interior, plus minus pe acolo, dar diferă la exterior. Așa, avem de la TGI Fridays, ambele scris cu ciocolată, dar asta e Chocolate Rocky Road, Top Loaded Treat Cake, e scris. Perfect cu ice cream, nu știu de ce, că ajunge destul de dulceață, că din 5-7-47 e zahăr, așa că ajunge la ingrediente. Avem zahăr, făină, unt, ulei de rapiță, ouă, avem bile de orez acoperit în ciocolată de lapte 4,5%, masă de cacao, lapte făcut, ciocolată calitativ, cereal de orez, așa. Milk chocolate malt balls, adică avem de malt, nu numai de făină, lactoză, masă de cacao. Ingredientele sunt cântate că sunt bune. Avem ciocolată belgiană, nu simplă, curls acestea care sunt rasă. La fel, ingredientele sunt foarte bune, pudră de cacao, unt de cacao, zahăr și ce mai avem. Și avem bezel din fructoză, glucoză, sirop, adică tot e bine. Și asta se numește Rocky Road Dessert Cake. Rocky Road e specific, e sponge de ciocolată, acoperită cu ciocolată cu ganache de ciocolată de lapte belgiană. Nu ciocolată de lapte, dar ganache. Asta e un fel de cremă, așa încă mai interesant. E ca un fel de mus de ciocolată. Și cereale de orez acoperite în ciocolată, cereale de malt, avem și rasă ciocolată belgiană, bezel și ciocolată albă de asta, drizzle. E așa cum un fel de uns. Descrierea e turbată. Arată bine, e grea. Mie nu-mi place că el se vând la jumătate de kilogram, la 350 de grame. Eu aș prefera să o vândă la 100 de grame, la 200, să spunem. Dacă mănânci 200 de grame, îți ajunge. La jumătate de kilogram, cine să mănânce? Deci așa e mare, e enormă. Ea vine în asta de metal. Așa, de să vedem. Văd bezele, albe, roșii. Bilele sunt mici, sunt și mari. Care sunt de... Interesant. Mi se pare că este mare de orez. Și de malt. Nu, de malt să este mare. Precis, este ca un fel de... Ganache se ca a este deasupra mari și deja sponge cake-ul e... Aha, că este dedesubt moale. Spunește că ganache sunt bilele, nu bilele, dar bucățele este așa care sunt stoarse de aparat. Acestea sunt bezelele. Bezeaua mie îmi place, de asta mie îmi place Rocky Road. Rocky Road de obicei e ca combinația asta care e aici cu bezele. Bine, haide să vedem, aha, e că văd și simt cum intră în sponge cake. Și să rupem o bucată, să o vedem, să o scoatem cu de toate. Ia câte voi.
Ganașul e la fel de mus. Foarte, un fel de ciocolată. Foarte, apropo, spuneam că nu mai mănânc ciocolate și dulciuri enorme pe vară, dar n-am cum, că mi-e îmi plac dulciurile. Nu m-am făcut duș. Sunt deja transpir. Că e cald și mănânc dulciuri. Sper să mă înțelegeți. N-am de ales. Mai ales că eu transpir mult. Asta e sponge de ciocolată. Eu prefer sponge un pic de altceva. Des mai luăm așa. Încă așa e. Cake-ul de ciocolată. Bezele, cereale. Cake-ul cake, simplu. Ganacele. Eu am mâncat deserturi ganache calitativ. Da, este mare. Cereale. Maltesers. Un fel de honeycomb. Și de cereale de oriță este mici. Da? Da. Și abeziele. Ciocolat curs. Nu știu ce vroiau ei aici, că eu spun înghețată. Cake e o grămadă. Ok, dar e prea mult ciocolată. Ciocolată ganache, ciocolată și aia. Mie îmi place un pic să fie mai... Cake-ul mie îmi place să fie alb. Nu de ciocolată. De vanilie, de neutru. Când e prea mult cacao, mie nu prea îmi place. Dar oricum nu-i rău. Nu-i rău. Pe un 7,5 merge, dar m-am așteptat la mai mult, dacă sincer. Ciocolat tot numește Fudge Fixation. Asta avem ciocolat sponge. La fel ca în partea asta, la altă ciocolat sponge. Numai că e acoperit cu toffee cream. Dacă este ea ca finii. Aici e ganache ciocolată de lapte belgeană. Aceste scurgerile este aici. Ai toffee. Un toffee caramel, mie îmi place. Decorată cu cuburi de fudge. Și curul să avem ca în partea asta altă ciocolată de belgeană. Deci Belgian Milk Chocolate Curls, da, și aici la fel. Și Caramel Flavor Curls. Aha, și de caramel încă. Dar în partea asta era atât de ciocolată. Se spune că singura diferență că aici e crema de toffee și avem în loc de cereale acoperite în ciocolată de orez și malt, sunt toffele. Ok. Aceeași ciocolată belgeană, același sponge de ciocolată, doar că crema e de toffee și fugiuri deasupra în loc de cereale de orez. Nu-i bezea. Ok. Același cake. Era bine dacă aici cake-ul era nu de ciocolată, dar de caramelă sau de tot de fiuci. Era mai logic. Nu se leagă cake-ul de ciocolată cu fiuciul. Eu de obicei când mâncam așa ceva, cake-ul întotdeauna era ori de caramelă, ori tot de toffee. Nu e logic, asta mai tare îmi place. De toffee. Să iei așa cereale astea de orez crocante. Le pui aici. Îmi place senzația asta de crocant. Ciocolată de lapte, ciocolată de lapte belgean. Aici ce avem? Aici că vezi caramel deasupra, aici e ciocolata albă drizla. Adică topping-urile este de luat de pus aici. Ganacele ciocolată. Și cake-ul ieși aici, pentru că cake de ciocolată, cake de ciocolată. Deasupra tot ai ciocolată. Ganacele poți să aleși, că e așa la cake. Mănânci toffele. Și topping-urile este de orez. Mie îmi place senzația asta crocantă. Da. Este mai bună, dacă încă mai era și cake-ul nu ciocolată. Era pe set. Nota 8. Asta a fost tot pe aceste două review-uri. Am vrut numai decât într-un clip să le filmez separat. Pentru că e cam lung.
ingredientele tot ok, huge cubes de lapte condensat, e tot calitativ, zahăr, făină, Belgian chocolate milk, bla bla, cacao, ingredientele sunt bune. Trebuie să mă duc la restaurantul ăsta să văd burgerurile lor, că ei burgeruri fac și mai fac și așa. Azi mă duc pe la ei, oricum mă apuc de restaurante curând. Nu știu, sunt două turi. Fac bani. Sau am și cheltuie. Mai fac niște cetmiluri ceva. Review-uri de pe magazine. Și mă apuc de restaurante, mai am niște idei. Vedem de ce mă apuc. Așa că abonați-vă, scrieți în comentarii. Ceva de bine. Niște idei și ne vedem în următorul clip.